Crăciun. Sună delicios, mulțumesc pentru idee. Bună seara, dumneavoastră ce pregătiți de Crăciun? Sună foarte delicios, mulțumesc pentru idee. Ciao, ce bine să te întâlnesc. S-a întâmplat ceva? Eu mă pregătesc să merg acasă. Când ne aduce pe biserică. Iar mergi la... E Crăciun aici. Iar mergi la biserică. Ce? Tu nu mergi? E aceleași cântări, program. Știu programul pe de rost. Parcă văd. Pampara cântă iar poli. De pampara nu mai devine. Ia uite pe fratele pastor cu grup. Haide să-l apropiem. O să spune că îl face cu urechea. Nu, la cercetăm toate lucrurile numai. Pace, fraților. Cum sunteți? Pregătiți de sărbători? Pregătim colii, frate dirijor. Nu știu, trag de aici și nu vii la repetiții, iar dacă vin, repetăm o dată și gata, ne iese. Nu merge așa. Lăsăm biserica pe ultimul loc și casa Domnului. După voloasele case, le mai ales de sărbători. Știi că noi suntem turcani, noi nu este chiar să repetăm în vis, noaptea și cântăm ziua. Lasă, frate, că-i sun eu, rezolvăm. Trebuie să avem atmosferă. Pace, soră, dă-mă să te vine bine. Pace. Ce buget avem de sărbători? Bradul acesta e într-o parte de cățani. Nu-l putem schimba. Depinde din care parte privești. Așa fi, dar Biblia spune... Tot ce faceți să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. În acest an și ar trebui întâlnire de comitet pentru aprobare în plus. Tot Biblia spune, e bine să aștept în tăcere răspunsul Domnului. Fraților, hai să facem să fie bine, dar să nu uităm că în 2024 impozitarea va fi mult mai progresivă. Prin urmare, ne uităm la partea bună a bradului și anul acesta. Eu trebuie să mă retrag, am de ajuns la o conferință, dar vă rog eu, hai să facem să fie bine. Trebuie să fie un Crăciun memorabil. Ți-am spus eu că se va cânta, Colin. Ce greu sunt împărăturile astea. Ce te faci cu împărăturile pe ultima 100 de metri? Sunt stresată, parcă tot alerg și tot alerg. Și când sunt gata sărbătorile, simt că aș avea nevoie de o vacanță. Uitați pe Saveta, pare că sunt fiată cu soțul ei. Nu, așa vorbește ea, mai tare, hai să mergem acasă. Nu, haide mai bine să auzim ce vorbesc. Poate e nevoie să intervenim? Nevasta, anul acesta nu mi-a fost, mi-a luat de Paști. Nici să nu te gândești să mă faci de rușine. Vecina a cumpărat soțul ei un costum de dimineață și unul de după prânz. Vai, altă ca un buget. Lasă, dragă, că rezolv eu ieftin și rapid. Și lasă-ți comandă și ajunge în 5 zile lucrătoare. Am de luat alimentele din mașină, cornulețele în frigider. Să trebuie să fac maioneză pentru salată. Ia își facem salată de bios. Apă vreți să smearcă rău tot anul? Haine, mâncare, ștrești. Nu se poate ia vacanță de la Crăciun. Așa e de sărbători. Trebuie să avem atmosferă în casă. Haide înăuntru. Toată lumea se grăbește acum. Așa e de sărbători. Așa e acum. De la atunci a fost diferit. Să vă citesc. Primul Crăciun marchează împlinirea promisiunii, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Astfel că s-a făcut cuvântul trup și a locuit între noi, plin de har și de adevăr. Și noi am primit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Primul Crăciun e speranța care apare după 400 de ani de tăcere. Primul Crăciun împarte istoria între, înainte și după, între viață și moarte, între păcat și iertare.
Nici acum nu-mi vine să cred că un înger a vorbit cu noi. Da, și eu am crezut că e un vis când mi-a vorbit prima oară. Și tu ai văzut un înger când? În luna șaptea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis, pe căciunea ție care ți s-a făcut mare har, Doamne, să conține binecuvântate Sfântul Femeie. Inițial mi-a fost frică, vă dați seama, un înger înaintea mea, dar acesta mi-a spus, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne sărcinată și vei naște un fiu căruia se pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și la tine cum a fost întâlnirea cu îngerul? În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară, în câmp, și făceau de strajă noaptea împrejurul turmelor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească rândând pe Dumnezeu și zicând, nu vă temeți căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat în noi. Preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Cred că a fost o atmosferă cerească. Cum eram noi în câmp, noi și stelele, niște sunete de oi pierdute, iar slava lui Dumnezeu a coborât atât de simplu, dar atât de frumos. Ce atmosferă! Voi asta numiți atmosferă? Să fiți afară la primul Crăciun? Sărbătorile înseamnă câștig, iar portofelul gros aduce fericire. Cine ziceai că ești? Eu sunt cea care. Cea care ne-a închiriat Iisla să se nască Iisus. Și a născut pe Fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casă de poposire nu mai era loc pentru el. S-a născut într-o perioadă aglomerată. Ce era să fac eu? Doar nu eram să-mi sabotez afacerea să-i fac loc unui bebeluș. Dacă era o țeapă, am făcut bani și am privit pe ascuns, dar parcă și tu ai fost acolo. Da, după mică întârziere și întâlnire cu Irod, am ajuns unde era pruncul. Era și profeția de care știau și preoții împăratului. Și tu, Betleme, Efrata, măcar că ești prea mic, între cetățile de căpetene ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a care o vârșie se suie până în vremul străvechi, până în zilele veșniciei. Totuși, dar cum am prețit iar pe pământ? Ne-am lăsat furat de ce vede ochiul. Am uitat că Domnul se uită la inimă. Că l-a ascultat pe împărat, magii au plecat. Și iată că steaua pe care vă susără răsărit mergea înaintea lor, până când s-a oprit deasupra locului unde stătea pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui. S-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis vistierile și i-au adus darul. Aur, tămâie și smirnă. Dumnezeu s-a îngrijit de fiecare detaliu. Păstori care lasă turmele și vin să se închine. Magi că le-au auzit de o stea. Irod, căruia îi se încurcau planurile. Darul de la magi. Nu înțelegeam, dar păstream acele cuvinte și momente în inima mea.
așa a fost și atunci. De acum, în casa de pupusire nu a fost. Nu s-a născut în parea. Nu au avut nevoie de artificiu mânești că doar nu se coboare. Prezența lui a din nou oameni la oameni. Scopul închinării trebuie să fie prea mărirea cărântului. Mi-ar plăcea să fiu ca Maria, pregătită. Ce femeie trebuie să fi fost? Ea de-a fost aleasă mama lui Iisus. Știți ce învăța de la unde? Ce? Că nu e păcat ca să îți doresc să te pregătești de Crăciun, să ai cel mai frumos program în biserică. De fapt, Biblia ne spune să fim cap și nu coadă. Trebuie să fim cei mai buni în închinarea noastră. Uitați-vă la îngeri, ce corp minunat. Sigur nu le-aș dintr-o singură repetiție. Ce jertfă minunată, o închinare despre care se vorbește ani distanță. La fel și magii au adus ceva mai bun, au investit timp, au lăsat afacerile lor să meargă să îi se închine și pe lângă timp au oferit și din prea plinte inimii lor aur, smirnă și tămâie. Iar păstorii i-au adus inima. Inima trebuie să-și dorească închinarea mai presus de atmosferă, de dragul lui, spre slava lui și datorită lui. Acesta trebuie să fie motivul strângerii împreună. Dumnezeu acoperă prăpastia și face singura cale de a
de a veni la el. Iar aceasta este prin fiul său. De aceea trebuie să îi dăm tot ce avem mai bun lui. Nu doar de Crăciun, ci în fiecare zi. Amin. La final să nu uităm. Crăciunul este celebrarea promisiunii lui Dumnezeu de a zdrobi blestemul cu Fiul Său, Iisus Hristos, născut pentru a ne salva. Cât despre atmosferă, își are rolul ei cât timp inima, sufletul și mintea se unesc în închinare. Să îl sărbătorim pe Iisus fără să unim sărbătoarea cu nelegiuirea. Ele spun, Iisus Hristos să strălucească în viața noastră, în trăirea noastră, Iisus să strălucească în biserica noastră, în familiile noastre. El să fie adevăratul motiv de a ne aduna. Hristos a născut! Casă în casă, vestea bună proclamă, batem din